Cunoașterea noțiunilor în legislația rutieră este important pentru a înțelege toate reglementările, prevederile legale și funcționarea sistemului rutier. În videoclipurile anterioare am prezentat semnalele rutiere, iar astăzi voi prezenta noțiunile importante în legislația rutieră. Bine ai venit pe canalul iDriving, unde voi face tot posibilul să te ajut să obții mai ușor un permis de conducere. În sensul legislației rutiere, expresiile și termenii de mai jos au următoarele înțelesuri. Acordarea priorității. Obligația oricărui participant la trafic de a nu-și continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră prin care acesta îi obligă pe ceilalți participanți la trafic care au prioritate de trecere să-și modifice direcția sau viteza de deplasare ori să oprească. Acostament. Fâșia laterală cuprinsă între limita părții carosabile și marginea a platformei drumului. Amenajări rutiere. Totalitatea construcțiilor, dispozitivelor și oricărui mijloc tehnic, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securității rutiere. Ansamblu de vehicule. Vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule care circulă pe un drum ca o unitate. Autostradă. Drumul național de mare capacitate și viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulației autovehiculelor cu sau fără remorci, care nu servește proprietății riverane, prevăzut cu două căi unidirecționale, separat printr-o zonă mediană sau în mod excepțional prin alte modalități, cu excepția unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puțin două benzi de circulație pe sens și banda de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și ieșirea fiind permise numai prin locuri speciale amenajate. Autovehiculul. Orice vehicul echipat prin construcție cu un motor cu propulsie în scopul deplasării pe drum, mopedele, troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite mașini autopropulsate, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Banda de circulație. Subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru a circula într-un sens sau unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți. Banda de urgență. Subdiviziunea longitudinală suplimentară situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulație destinate exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri justificate, precum și circulația autovehiculelor cu regim prioritar, care se deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență. Banda reversibilă. Banda de circulație marcată și semnalizată situată lângă axa drumului destinată circulației autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcție de intensitatea traficului. Bicicletă. Vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară cu ajutorul pedalelor sau manivelelor. Coloană oficială. Unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public și sunt însoțite de unul sau mai multe autovehicule ale poliției rutiere, care au în funcție semnalele speciale de avertizare sonore și luminoase de culoare roșie. Conducător. Persoana care conduce pe un drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracțiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie, conducător de autovehicul sau tramvai atestat profesional, persoana fizică posesoare a unui permis de conducere și a unui certificat de atestare profesională care conduce un autovehicul de o anumită categorie, cu sau fără remorcă, pentru transportul de mărfuri, persoane sau alte servicii. Constatarea amiabilă de accident. Procedura prin care doi conducători de vehicule încheie o formă de înțelegere în formă scrisă prin care convin cu privire la circumstanțele producerii unui accident de circulație, în care aceștia sunt implicați și din care au rezultat numai pagube materiale, ce se înregistrează la societatea de asigurări care a emis polița de asigurări obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a cărui titular este conducătorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, după caz, proprietarul sau deținătorul acesteia. Drum public. Orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate special amenajate pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice. Drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripțiile vizibile. Unități de asistență medicală ambulatorie de specialitate autorizat în acest sens. Unitățile sanitare cu personal calificat și dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvai autorizate de către autoritățile de sănătate publică județene sau a municipiului București după caz. Intersecție. Orice încrucișare
deplasare, joncțiune sau bifurcație de drumuri la nivel, inclusiv spațiile formate de acestea. Localitate. Cătunul, satul, comuna, orașul sau municipiul a căror intrări și ieșiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale. Masă totală maximă autorizată. Masă maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă. Mijloc tehnic certificat, dispozitivul care dovedește consumul de produse ori substanțe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezența în aerul expirat a alcoolului. Mijloc tehnic omologat și verificat metrologic. Dispozitivul care stabilește concentrația de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei sau prin care se aprobă încălcări ale unor reguli de circulație. Moped. Vehicul cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 de km la oră, dar nu depășește 45 km la oră și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm cub sau cu un alt motor cu ardere internă, ori după caz, motor electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 de kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Motocicletă. Autovehiculul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are capacitatea cilindrică mai mare de 50 cm cub și sau a cărui viteză maximă prin construcție depășește 45 de km la oră. Partea carosabilă, porțiunea de platformă a drumului destinată circulației vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferența de nivel. Participant la trafic. Persoana fizică ce utilizează la un moment dat drumul public. Pistă pentru biciclete. Subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului, ori a acostamentului sau pista separată de drum special amenajată, marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și mopedelor. Prioritate de trecere. Dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalți participanți la trafic cu care se intersectează în conformitate cu prevederile legale privind circulația pe drumurile publice. Remorcă. Vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor. Remorcă ușoară. Remorca cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 de kg. Semiremorcă. Remorca cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor. Tractor. Vehiculul cu motor pe roți sau pe șenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole sau pentru lucrări care se deplasează numai ocazional pe drumul public. Tractor rutier. Tractorul pe roți cu cel puțin două axe utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și care se deplasează de regulă pe drumul public. Trecere la nivel. Încrucișarea la nivel dintre un drum public și o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă. Triciclu cu motor. Autovehicul cu trei roți dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcție depășește 45 de km la oră, care este echipat cu un motor având o cilindreie de peste 50 cm cub, în cazul unui motor cu ardere internă sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depășește 4 kW. Trotuar. Spațiul longitudinal situat pe partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă sau fără diferența de nivel, destinat circulației pietonilor. Deținător. Persoană fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere. Vehicul. Sistemul mecanic care se deplasează pe drum cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite. Vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depășește masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise prevăzute în reglementările legale. Vehicul în circulația internațională sau în trafic internațional. Vehiculul care prin deplasarea sa depășește cel puțin o frontieră de stat. Zona drumului public. Cuprinde suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecție și zona de siguranță. Limitele zonelor drumului se stabilesc în conformitate cu prevederile legale. Zona pietonală. Perimetru care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale. Zona rezidențială. Perimetru dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulație, având intrările și ieșirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale. Sper că am reușit să te ajut. Nu uita să dai un like și subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Ne vedem data viitoare. Mulțumesc pentru vizionare. Pa!